El a hotărât să existe un templu în care omul să poată veni, nu numai ca să se închine, nu numai ca să cânte, să asculte o predică, omul în primul rând să meargă la templu ca să-și rezolve problema. Templul a fost locul hotărât de Dumnezeu pe pământ ca omul să poată veni să-și rezolve problema. Problema păcatului. O femeie tânără avea o problemă. Nu s-a dus la specialiști, cu toate că specialiștii au rostul lor pe pământ. Ea avea Dumnezeu și pentru că avea Dumnezeu, femeia aceea pe nume Ana s-a hotărât să meargă la templu ca să-și rezolve problema. Întotdeauna templul a fost locul hotărât de Dumnezeu, să rămânem cu imaginea asta, templul a fost locul hotărât de Dumnezeu ca omul să vină să-și rezolve problema. Și Ana se duce la templu și se pune pe genunchi și se roagă. Ea știe că locul acela e diferit de acasă, știe că locul ăla este diferit de stradă unde te poți ruga la orice, în orice intersecție și în orice colț, știe că este diferit de orice spațiu frumos, arhitectural, în care oamenii se adună și fac tot felul de seminarii, știe că este un loc, un loc special, care Dumnezeu a hotărât să fie pe acest pământ, unde omul să vină să-și poată rezolva problema. Și Ana își rezolvă problema. Pentru că Ana știa că există un loc hotărât de Dumnezeu unde orice problemă se poate rezolva. Din cauza asta a mers acolo. A rezolvat problema aceea, se întoarce bucuroasă acasă. Am citit ieri declarația Anei sau o parte din rugăciunea Anei care este consemnată în Sfânta Scriptură și m-a impresionat. Fiecare cuvânt pe care îl rostea era de preamărire la adresa lui Dumnezeu, care i-a dat putere, i-a dat cuvânt, a făcut de rușine pe vrăjmașii ei și i-a împlinit rugăciunea. Aceasta a fost rugăciunea Anei. Ana știe că există un loc pe pământ unde oamenii se duc ca să-și rezolve problema. Noi, oamenii, nu noi putem rezolva problemele. Putem merge în justiție, rezolvăm câte ceva. Putem merge la poliție, rezolvăm câte ceva. Putem merge la spital, s-ar putea și acolo să rezolvăm câte ceva. Toate și-au rostul lor. Dar deasupra tuturor e templul, locul în care Dumnezeu a hotărât ca omul să vină să-și rezolve problema. Și acolo, în templu, sunt două categorii de oameni. Sunt cei pe care Dumnezeu i-a ales, i-a chemat să fie în templu și să transmit un mesaj. Sunt aici pentru tine. Nu sunt aici ca să vorbesc, nu sunt aici ca să cânt la chitară, fac și lucrurile acestea, dar sunt aici pentru tine. Ăsta e rolul omului lui Dumnezeu în templu. Iar cei care veneau la templu cu problemele lor trebuia să plece fără problemele lor. Însăși jertfa de ispășire care era în templu avea un singur scop, ca omul să vină cu răul și să plece fără rău, să-i se rezolve problema. Așa a hotărât Dumnezeu. Vorbeam zilele trecute cu cineva și a zis, cineva care slujește în biserică, deci nu cineva care doar merge la biserică, zice, a fost cât pe aici să nu mai merg la biserică. Numai vorbărie și atât. A fost cât pe aici să nu mai duc. Un slujitor. Pentru ce să mă duc? Ce să fac acolo? Știți cum e? Dacă te duci la serviciu de 2-3 ori și nu-ți repară mașina, nu te mai duci. Dacă te duci la spital de 2-3 ori și nu se rezolvă problema, nu te mai duci. Pentru ce să te mai duci? Dacă te duci la poliție și nu se rezolvă problema, nu te mai duci. O soră de-a noastră, soțul plecat în străinătate, are un mare necaz. Cineva în casa și în locul acela unde locuiau ei înainte de a pleca soțul în străinătate, i-a pus gând rău și a amenințat-o și cu bătaia. Din câte mi-aduc aminte, parcă și cu moartea, sora era foarte speriată, soțul dâns era în străinătate și avea nevoie de ajutor. Și sora vorbește cu soția mea și vorbește cu mine, uite cum aș putea, vrea să vii cu mine să-mi iau hainele. Atâta vreau, doar hainele să-mi le iau de acasă. Și ce să fac? În Biblie scrie că la templu oamenii care veneau trebuia să audă, sunt aici pentru tine. Ne-am rugat înainte și am zis, hai să vizităm și secția de poliție. Să nu mergem acolo așa, să facem totul cum se face, ca la carte. Am mers la secția de poliție, era o duminică și în ziua aceea erau niște polițiști acolo mai mari decât mine și le-am spus, le-am explicat situația, uitați-vă în buletin, doamna locuiește acolo, dorește doar să-și ia actele, dar a fost amenințată, e frică să se ducă. M-a rugat pe mine. Eu mă duc cu dânsa, dar
vă invităm și pe dumneavoastră, măcar să stați acolo câtă vreme și ia câteva haine și noi nu putem să facem lucrul ăsta. Nu putem să facem lucrul ăsta. Păi, văd că sunteți destul de... Nu putem să facem lucrul ăsta. Dar dacă ei o să ne ia la bătaie, o să veniți acolo, păi zice, atunci venim. Dumnezeu n-a hotărât așa. El n-a hotărât ca oamenii să meargă la poliție doar ca să, doar dacă sunt bătuți. N-a hotărât să meargă la biserică doar ca să audă niște vorbe. Omul care mergea la templu în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, vedem imediat, omul care mergea la templu cu poverile lui, cu necazurile lui, cu frica de acasă, cu păcatele, cu poverile pe care le avea pe suflet, trebuia să găsească pe cineva care le reprezenta pe Hristos și care îi spunea, eu sunt aici pentru tine, nu sunt aici pentru mine, nu sunt aici ca să meargă treaba bine, sunt aici pentru tine. Și dacă un om merge de 2-3 ori și nu îi se rezolvă problema, nu mai merge. Bisericile s-au golit nu din cauza că merge bine, ci din cauza că nu mai merge. Nu mai merge. Și într-un final am văzut că ne-am rugat, am mers la poliție, nu s-a rezolvat nimic, îi spun, mergem acolo, ne-am urcat în mașină, mergem acolo, ia-ți hainele și ce-o fi Dumnezeu să ne apere. Și Dumnezeu ne-a apărat, că nu s-a întâmplat nimic. N-a venit cel care trebuia să vină sau hotărâse să vină și să facă prăpăd. Vedeți, dacă la biserică nu poți să te duci cu problemele tale, unde sunt frații tăi, surorile tale, dacă acolo nu se rezolvă nimic, e o problemă. Pentru că templul în Vechiul Testament era locul hotărât de Dumnezeu în care oamenii veneau cu poverile, cu păcatele lor, făceau ispășirea și plecau fără ele. Răul nu dispare niciodată singur. Din cauza aceasta, a zis Dumnezeu, tu singur nu poți să rezolvi problema. Oricât ai lupta, trebuie să vii la mine. Și am ales un loc pe pământ. Când locul acela nu va mai fi, eu personal te voi însoți. Dar până atunci, este un loc în care tu trebuie să vii și să auzi glasul meu prin cei care sunt chemați de mine. Eu sunt aici pentru tine. Eu sunt aici pentru tine. Răul nu dispare. Vorbeam tot cu aceeași persoană, slujitorul care a zis, era cât pacis să nu mai merg la biserică. Vorbeam cu acea persoană și a zis, mă, dar totuși cum te-ai dus? Păi zice, din obișnuință am continuat să merg. Din obișnuință. Și l-am întrebat, știi cumva vreun rău în lumea asta care dispare dacă îl lași în pace? Știi cumva vreun rău? Este ceva rău în lumea asta care dispare fără să faci nimic? Stați liniștiți! Zâmbește! Hristos te iubește! Și cu hainele mele cum rămâne? Că mi-e frică că vine ăla și mă bate. Zâmbește, Hristos te iubește. Și cu farfuria care e goală, că m-a dat afară de la lucru, că n-am vrut să fac anumite lucruri nenorocite. Cum rămâne? Cine? Zâmbește, Hristos te iubește. E un lucru frumos. Numai că nu ține loc nici de hrană, nu ține loc nici de protecție. Și omul începe să râde, zice, păi nu e niciun lucru pe lumea asta rău, care dacă lași în pace să se facă bun sau să dispară. Nu există niciun lucru rău. Din cauza aceasta, Dumnezeu a hotărât, este un loc în care răul va dispărea pentru că sunt eu acolo. În locul ăla veniți. Câtă vreme există loc pe pământ, casă de rugăciune, casa mea de rugăciune, atâta vreme voi trebuie să veniți pentru că problema voastră va rămâne nerezolvată. Aveam un coleg, lucram la 1 iunie în Timișoara, era o fabrică de confecții și tricotaje pentru copii și nu numai. Și aveam un coleg, băiat bun, eu aveam vreo 20 și ceva de ani, el avea vreo 38 din câte mi-aduc aminte. Și avea o durere de stomac. Îl durea stomacul, din când în când. Din ce în ce mai des. Îl durea stomacul, avea un borcănaș, așa micuț, nu mai țin minte din ce era, din plastic, parcă, cu un praf alb înăuntru. Și cum îl durea stomacul, scotea capacul de la borcănaș și, mai iertați acum, și băga limba în borcan, lua un pic de praf din ăla și se liniștea. Se liniștea. Bicarbonat de sodiu. Bicarbonat de sodiu. Și, nu știu cum, probabil că din cauza asta, nu știu, în fine, nu mai vreau să, nici nu mai vreau să mă gândesc, că nu era o priveliște prea frumoasă, așa, să scoată limba, să bage și să... Dar asta făcea. Îi făcea bine, îl liniștea. Și l-a liniștit. Și-a luat bicarbonat până când durerile n-au mai dispărut cu praful acela tămăduitor. Și-a mers la spital, l-a operat, când l-au deschis, au văzut ce acolo înăuntru, l-au închis imediat și au zis că e gata. Și gata a fost. A murit.
Pentru că așa cum cancerul nu dispare, nici răul nu dispare, nimic din ce în lumea asta nu dispare de la sine, nici ignorând și nici transmițând mesaje de genul zâmbește, totul e în regulă, Hristos te iubește. Răul dispare doar în momentul în care Domnul Hristos intervine și persoana aceea se roagă. Și nu întotdeauna dispare, dacă Dumnezeu, pentru că și eu s-a rugat și totuși nu a dispărut, ci Dumnezeu l-a lăsat să treacă pe acolo pentru că trebuia să fie o mărturie. Da, da. Lui Ioan Botezătorul i-a tăiat capul și Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta. Să știți că de multe ori necazurile altora, necazurile prin care au trecut alții, de exemplu Ioan Botezătorul, m-a ajutat pe mine să merg mai departe. Știind că Dumnezeu a permis să se întâmple în viața altor oameni anumite necazuri, cumva am fost încurajat. Ioan Botezătorul cred că nu și-a dat seama, n-a știut de mine. N-a știut cât de încurajat voi fi eu, știind că altul a trecut prin necazuri mai mari decât mine și a pierdut capul. Numai că, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos vine pe pământ și începe să facă o declarație. Și aș vrea ca declarația pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos atunci să rămână cumva înainte ochilor noștri și întotdeauna să începem să facem o delimitare între ce este al lui Dumnezeu și ce este a celuilalt, pentru că sunt două biserici în lumea asta. Și în Evanghelia lui Dumnezeu, notată de Matei, capitolul 21, versetul 12 și 13, dacă are cineva deschis și dorește, poate să se ridice în picioare și să citească. Versetul 12 și 13. 21. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Mulțumesc. Vedeți, există un moment relatat în Sfânta Scriptură când Dumnezeu însuși se coboară pe pământ și spune că nu mai e o singură biserică, există două. Una este casa Lui, care se cheamă casă de rugăciune, un loc în care Dumnezeu a hotărât ca omul să vină să-și rezolve problema, și cealaltă este peștera. Peștera nu e a Lui, e a lor. Peștera lor, peștera de tâlhari. Știți ce fac oamenii în peșteră sau tâlharii? Știți ce fac acolo? Se adună, spectacol, se bucură, fac glume, râd unii de alții, se încurajează. Știți cum se încurajează în peșteră oamenii? Data viitoare dăm lovitura, îl dăm și pe celălalt jos. Se îmbată și zic, o să fie bine. Strâng acolo averi, asta fac oamenii în peșteră. Am crescut 10 copii. Unul al nostru biologic și 9 copii a celor care au și-au părăsit copiii. Și soția fiind asistent maternal, suntem la 10-lea copii. Și vreau să vă zic că niciunul dintre ei n-a știut să înjure. După ce s-a născut, am luat numai bebelași. N-a știut să-și bată joc. N-a știut să facă rău. Lucrurile, toate lucrurile acestea le-a aflat pe parcurs de la cei mari. S-a născut un copil și copilul acela a crescut mai mult decât ceilalți. Zice că a fost dus la școală și a fost dus la o biserică în care cel care era acolo nu-i zicea sunt aici pentru tine, ci zice, bă ce mare ești, ce frumos ești, hai să te învățăm niște înjurături, hai să te învățăm să te bați, îți punem pe cap o cască. I-a dat numele Goliat la copilașul acesta. Și Goliat mergea la o altă biserică. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi mers la Biserica lui Dumnezeu? Știți ce s-ar fi întâmplat? Omul lui Dumnezeu de acolo i-ar fi zis, mă băiete, viteazule, vă că ai făcut școală, știi să înjuri bine, știi să-ți bagi joc bine, numai vezi că într-o zi s-ar putea să-ți găsești unul care îți dă cu o piatră în cap. Și l-ar fi prevenit. La peștera de tâlhari oamenii nu învață să fie nici cu bun simț. La peștera de tâlhari oamenii nu învață nici să se respecte unii pe alții. La peștera de tâlhari oamenii uită că există Dumnezeu. Dacă tânărul acesta Goliat ar fi ajuns și în templul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu,
lucrurile ar fi stat altfel. Și într-o zi, ceea ce ar fi trebuit să știe, a aflat, dar a fost prea târziu. Într-adevăr, a venit unul, i-a dat cu o piatră în cap, i-a tăiat capul și s-a terminat tot. Asta din cauza că la biserica la care se mergea, sau la care mergea el, lucrurile se desfășurau altfel. Și Domnul Iisus Hristos spune, lucrurile vor continua la fel până la vremea sfârșitului. Atât cei care sunt chemați să slujească, cât și cei care merg la biserică, trebuie să aibă grijă ca biserica să fie și să rămână casa lui Dumnezeu. Locul în care cei care au probleme vin și pleacă fără ele, iar cei care slujesc nu uită că acea casă nu e a lor, nici a părinților lor, nici a urmașilor lor, ci este locul în care ei trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeu spunând, sunt aici pentru tine. Sunt sigur că pe pământ există case care sunt ale lui Dumnezeu și din câte văd, tot pe pământ există și peșteri de tâlhari. Pentru că după cum se desfășoară lucrurile în lumea asta, nu mi-explic decât că oamenii aceștia care se ucid între ei au mers la altă biserică. La o biserică în care nu se spune sunt aici pentru tine, ci se zice ia mai învață și tu o înjurătură ca să-ți bagi joc de oamenii lui Dumnezeu. Ceea ce nu știu ei este că într-o zi va veni o piatră și piatra aceea le va curma toată această suferință a batjocurii și a înjurăturilor și a lucrurilor pe care le fac și pe care le-au făcut, pe care le-au învățat în biserica la care am mers. Și toate lucrurile se vor sfârși atunci, va fi prea târziu pentru ei. A mai existat o persoană pe care vreau să aduc aminte, după care să tragem niște concluzii. A existat unul care chiar a mers la biserica bună, doar că n-a avut urechi să asculte ce îi spunea preotul de acolo. Și omul a crescut împreună cu preotul. Preotul de fiecare dată a încercat să-l învețe, să-l atragă pe calea cea bună, l-a sfătuit, i-a zis. Dar el îi reprezintă pe aceia care merg la biserică și încearcă să-l determine pe preot, adică pe omul lui Dumnezeu, să facă cum vrea el. Banii ăștia n-ar fi bine cheltuiți așa, ar trebui dați la săraci. Știi că nu-i bine, dacă ai ști tu cine-i femeia, nu mai sta de vorbă cu ea. Și câte și mai câte învățăminte în astea. E interesant așa când un ucenic îl învață pe maestru. Interesant. El îi reprezintă pe toți aceia care încearcă să modifice lucrurile din biserică în așa fel încât biserica să fie după chipul și asemănarea lor. Așa cum cred că este cel mai bine. În punctul acesta deja ei au senzația că biserica este a lor, nu este biserica lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos zice, eu am venit pe pământ ca să fac o delimitare. A scos afară ce era rău și apoi a zis, casa mea va rămâne în continuare casă de rugăciune, este casa mea, dar în paralel, nu uitați că vor veni unii și vor face sau vor transforma câteva case în peșteri de tâlhari. Și vor face lucrul acesta pentru că n-au înțeles nici cine sunt eu, nici cine sunt ei. Aș vrea să vă citesc ceva care am găsit zilele trecute în Hristos Lumina Lumii, o carte deosebită, la Hristos Lumina Lumii 104:1. Dumnezeu nu trimite soli pentru a linguși pe păcătos. El nu trimite soli de pace ca să-i legene pe oamenii nesfințiți într-o siguranță falsă. El pune poveri grele pe conștiința făcătorului de rele și străpunge sufletul cu săgețile convingerii. Îngerii slujitori îi prezintă judecățile îngrozitoare ale lui Dumnezeu ca să adâncească simțul nevoii sale și să-l facă să strige ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Atunci mâna care a umilit până la țărână îl ridică pe cel pocăit. Glasul care a mustrat păcatul și a făcut de rușine îngânfarea și ambiția întreabă cu cea mai duioasă iubire, ce dorești să fac pentru tine? Vedeți? Suntem în punctul în care fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm poziția. Fie că suntem printre cei pe care ne-a chemat Dumnezeu să spunem sunt aici pentru tine, sunt trimisul lui Dumnezeu pentru tine, trebuie să mă uit pe mine, interesele mele, planurile mele, sunt aici pentru tine, nu sunt pentru mine. Nu sunt ca să fac să-mi fie bine mie,
sunt aici pentru tine. Asta este categoria de slujitori pe care Dumnezeu i-a chemat, să uite de ei înșiși și să facă ceea ce spune Dumnezeu, să-L reprezinte pe Dumnezeu. Doar așa îl poți reprezenta pe Dumnezeu. Când ești aici, uitând de tine, făcând ceea ce este bine, făcând ceea ce cere Dumnezeu. Și spune un lucru foarte interesant despre ei. Dumnezeu nu va trimite niciodată soli și solii care să-i liniștească pe oameni, pe oamenii căzuți, pe oamenii pierduți, ci întotdeauna va trimite solii care îi va face pe oameni să se trezească. Ești printre cei care trăiești în concubinaj, ești printre cei care mai fură din când în când, ești printre cei care mai minte din când în când, ești printre cei care înșală, să știi că ești pierdut. Nu te gândi că Hristos zâmbește, te iubește, e adevărat, dar te și mântuiește. În condițiile acestea nu. Ei cred în mânia lui Dumnezeu, dar nu fac niciun efort serios ca să scape de ea. Oamenii aceștia care au dorința de a auzi numai de bine. Ei cred în cer, dar nu fac niciun sacrificiu pentru a ajunge acolo. Încumetarea i-a făcut să calce legea lui Dumnezeu, crezând că iubirea lui cea mare îi va scăpa de urmările păcatului lor. Aceea nu este credință care cere favoarea cerului, dar nu împlinește condițiile pe baza cărora urmează să se acorde harul. Adevărata credință se întemeiază pe făgăduințele și pe rânduielile Sfintelor Scripturi. Deseori, când Satana nu reușește să provoace îndoiala, reușește să ne aducă la încumetare. Dacă ne poate face să ne așezăm în calea ispitei, fără să fie nevoie, știe că biruința e a lui. Dumnezeu însă îi va apăra pe toți aceia care merg pe cărarea ascultării. Dar dacă te depărtezi de ea, ajungi pe terenul lui Satana. Acolo cădem cu siguranță. Mântuitorul ne-a dat rugăciunea și meditația care ne vor salva din calea primejdii. Fie că suntem chemați de Dumnezeu în biserica Lui ca să-L reprezentăm, spunând celor care vin acolo, sunt aici pentru tine, fie că suntem dintre cei care avem povere, avem necazuri, venim la biserică, trebuie să fim aceeași grup, aceeași echipă. Există, din păcate, multe situații când cele două s-au rupt. Au început să se lupte între ele. Distrugerea este clară, categorică. Nici unii nu trebuie să-i convingă pe ceilalți, nici ceilalți nu trebuie să-i convingă pe ceilalți. Suntem chemați de Dumnezeu, indiferent de situația în care ne aflăm, să înțelegem că avem nevoie de ajutor. Și ajutorul vine doar pe calea aceasta pe care a rânduit-o Dumnezeu. Cei care slujesc trebuie să slujească cu frică, să știe ce au de spus, să facă toate acele lucruri pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru salvarea celor care vin. E trist să mergi la un sediu al poliției, să ceri ajutorul și să zică că noi vom veni numai la căi bătaie. E trist. Dar în condițiile acestea, Dumnezeu spune totuși în biserică, poți să mergi și poți să ceri ajutorul. Și apoi, nu în ultimul rând, cei care merg la biserică n-ar trebui niciodată să forțeze mâna celor care, sau convingerea, sau conștiința, celor care sunt puși acolo să slujească. Deseori Dumnezeu îi duce și pe unii și pe alții la greutăți, spune că El sărăcește, El îmbogățește, El îi face pe unii să-și vadă neputința lor căzând, El îi ridică, dar biserica sau templul acesta este locul în care Dumnezeu spune, e casa mea, nu uitați că e a mea, nu e a voastră, e casa mea. Și este locul în care voi vă ajutați unii pe alții și vă pregătiți pentru cer. Dacă biserica în care merg sau biserica în care mergi e locul acesta, ferice de tine. Dacă nu, fă tot ce poți ca așa să devină. Fă tot ce poți ca cei care slujesc să poată sluji cu libertate în Hristos, așa cum tot învățăm la școala de sabat. Nu încerca să forțezi mâna nimănui să facă cum crezi tu. Iar dacă cumva convingerile ne duc pe un drum și considerăm că nu este bine ce se întâmplă, prin a discuta unii cu alții, lucruri care nu, din nefericire nu prea se întâmplă, toate lucrurile rele se întâmplă când nu știi, nu prin discuții, ci atunci când nu știi, prin rugăciune, și așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, aducându-vă aminte că este casa mea de rugăciune, doar în condițiile acestea Dumnezeu va putea să își împlinească planul cu noi. Traversăm acum o perioadă destul de grea, destul de
plină de suferință, de necazuri. Mulți oameni au devenit nervoși, foarte nervoși, foarte irascibili. Mulți oameni sunt nemulțumiți de situația care se află în lume sau poate că sunt nemulțumiți de situația care se află în biserică, în biserica în care merg ei. Numai că noi trebuie să nu uităm un singur lucru, că biserica este a lui Hristos, a lui Dumnezeu, ce este casa mea. Iar noi suntem cei care putem să facem să rămână așa, sau așa cum zicea Domnul Iisus Hristos, putem să facem să devină altceva. Un loc în care oamenii se adună ca să se râdă unii de alții, să se bucure unii de rău altora. Știți ce fac tâlharii din peșteră? Adună bogății, vorbesc între ei, fac glume. Partea tristă este că atunci când va veni Hristos, niciunul dintre ei nu va avea intrare. Dumnezeu a zis deja că are un loc pe pământ, și în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, are un loc pe pământ unde vrea să se împlinească voia Lui. De noi depinde ce vom face în locul acela sau în locul acesta. Ca să fiu mai explicit, dumneavoastră sunteți cei care decideți cum vreți să arate biserica asta în care veniți. Lucrurile sunt foarte clare. Închei cu un gând care ar trebui să ne urmărească. În lupta aceasta care există întotdeauna dintre Dumnezeu și cel rău, în lupta aceasta Dumnezeu își face partea Lui, dar avem și noi de făcut partea noastră. Răul nu dispare de la sine, nu uitați. În lume există două biserici și oamenii pot să o transforme pe una în cealaltă. Dar un lucru este foarte clar. Avem și noi ceva de făcut. Zice Dumnezeu, scoateți răul. Scoateți răul din mijlocul vostru. Fiecare în mod personal. Și nu uitați că în momentul de față, toți cei care vă adunați aici, trebuie să fiți ca o familie. Însă, pentru ca lucrul acesta să se poată întâmpla, trebuie ca fiecare dintre noi, în mod personal, să punem la inimă ce ne-a zis Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri care nu sunt cum trebuie. Și de o parte și de alta. Și toate aceste lucruri trebuie să fie rezolvate. Stai liniștit! Nu e nicio problemă. Lasă că totul e în regulă. Nu vorbim ca să nu ne certăm. Nu discutăm că nu vrem să producem tulburare. Toate lucrurile trebuie rezolvate. Dacă rămâne un lucru nerezolvat, lucrul acela, ca și cancerul colegului meu, lucrul acela va da roade într-un târziu. Poate că o să tot băgăm limba în praful alb care ne liniștește și ne face să fim liniștiți, dar la un moment dat se va întâmpla dezastru. Colegul meu a crezut că poate să se liniștească și poate să rezolve problema. N-a putut. Nu știu câți ani a avut când a murit, cred că în jur de 30 ceva, 40 de ani. Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-l ierte. Însă tot ceea ce se întâmplă în lume ne dă nou de gândit. Eu m-aș bucura tare mult ca în fiecare loc în care merg să văd oameni care țin aproape unii de alții. Dacă există ceva disensiune, există ceva probleme, le rezolvă, că ele nu dispar de la sine. Și nu uită că locul acela în care merg, toți, începând de la cel care e chemat de Dumnezeu să slujească, până la cel care vine cu povară, nu uită că Dumnezeu a zis, casa mea, e casa mea. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. E a mea, nu uitați că este a mea. Și atâta vreme cât mergem la biserică și nu uităm că e casa lui Dumnezeu, lucrurile merg spre bine. Repet gândul acesta de final. Aseară vorbeam cu fetița și m-a întrebat un lucru interesant. Fetița de 10 ani. M-a întrebat, zice, tata, ce se va întâmpla în continuare? Zic, tu ai auzit de război? Zice, da, și noi, copiii, știm. Zic, uite, nu știu ce se va întâmpla pe linia asta războiului, dar știu că Dumnezeu a zis că fiecare necaz care vine peste lume ar trebui să trezească lumea ca să se pocăiască. Și din nefericire n-am auzit pe nimeni zicând că ar vrea să pocăiască din cauza războiului. Nu știu ce se va întâmpla. Dar știu că sunt 7 pedepse de la Dumnezeu. Și zic, vrei să afli care sunt? Zice, da, vreau să aflu care sunt. Și m-am apucat aseară și am citit din Apocalipsa cele 7 urgii pe care le trimite Dumnezeu, în urma cărora Dumnezeu zice și nu s-au pocăit de faptele lor, n-au făcut ce trebuia să facă, au rămas în aceeași peșteră a lor, nu în casa mea.
Și după ce am citit și în timp ce citeam, mă îngrozeam. Parcă n-am mai citit niciodată și am citit de atâtea ori, de două ori am ținut seminarii de Apocalipsa. Și acum, având în vedere evenimentele, deja pentru sufletul meu, ce am citit acolo avea deja o altă semnificație. Și după ce am citit ce se va întâmpla, se uită fetița la mine și zice, dacă Satana știe, de ce mai face ceea ce face? Pentru că și în dimineața aceasta n-aș vrea să vorbesc în dreptul lui, nu-mi permit să fac lucrul ăsta, zice că Domnul Iisus Hristos n-a îndrăznit să rostească o vorbă de ocară. Nu vreau să vorbesc în dreptul lui. Dar i-am dat exemplu unui om, zic, să știi că un om, în dreptul unui om îți pot spune, în dreptul lui nu pot să zic, nu-mi permit să zic lucrul ăsta, dar în dreptul unui om îți pot spune un lucru. Sfânta Scriptură spune, cel care se dedă la rău nu face deosebire între ce este drept și ce este nedrept, dar cel care caută pe Dumnezeu înțelege totul. Cel care se dedă la rău nu face deosebire între ce este drept și ce este nedrept. Habar n-are cel va paște unde va ajunge. Dar cel care caută pe Dumnezeu înțelege totul. Închei cu gândul acesta că singura noastră șansă este să-L căutăm pe Dumnezeu. Ne-a lăsat nouă lucrarea asta de a-L căuta pe Dumnezeu. Și cei care îl caută pe Dumnezeu încep să înțeleagă totul. Încep să înțeleagă că lucrurile se vor înrăutăți și în curând, nu știu când, personal sunt împotriva celor care fac profeții de genul că se va întâmpla așa și așa și așa și așa și așa. N-am nicio problemă cu ei, dar nici nu suport să le aud aberațiile. Au dat o îmbară de-a lungul timpului dintotdeauna. Nici măcar unul nu s-a ridicat să zică că vom avea o pandemie și vom umbla cu măști pe față. N-a fost nimeni. Acum știu toți. Dar vreau să știu, un lucru este sigur și pe acesta pot să-l declar. Că Dumnezeu a zis că cine îl caută pe el, va pricepe totul. Și pricepem că în curând toate libertățile ne vor fi luate și atunci vor rămâne împreună doar aceia care au știut să facă biserică și în vremurile bune. Au știut că e casa lui Dumnezeu, au știut că sunt unii pentru alții la biserică, nu s-au faultat unii pe alții, n-au zis că dacă mi-ai pus o întrebare și n-am știut să răspund în biserica unde merg eu, numai ce să cauți. Și oamenii aceștia au o altă natură a lor. Au știut, cunoscându-L pe Dumnezeu, au știut care e diferența dintre casa care e a lui Dumnezeu și peștera pe care o fabrică tâlharii. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să participăm. E atât de important ca fiecare dintre noi să participăm la împlinirea acestui plan al lui Dumnezeu. Iar când clădirile vor fi luate, când vei putea să cânți numai dacă cânți ce zic ei, te rogi numai dacă te rogi cum zic ei și predici numai ce vor ei, în momentul acela Dumnezeu a zis, nu e nicio problemă, chiar când voi veți fugi, eu voi fi alături de voi. Dacă nu va mai fi templu unde să te duci, eu voi fi personal cu voi. Să știți că în fiecare vreme Dumnezeu a avut în casa Lui, a avut oameni consacrați. Samuel a fost un om deosebit. La un moment dat, e adevărat că comunitatea a zis, vrem să avem și noi un împărat cum au păgânii, cum au neamurile, cei care n-au Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis lui Samuel, nu plânge, nu te năcăji, nu pe tine te leapă de pe mine. Spune-le că le dau un împărat, dar împăratul ăla o să ia pe fiilor, o să-i pune la căruță, pe ceilalți o să-i ducă în război, fetele o să facă curat în casele lui, o să vă ia pământul, o să vă ia terenul, o să vă ia tot ce vreți. Însă, chiar și așa, pe parcursul istoriei poporului lui Dumnezeu, a existat oameni credincioși. Asta este cum să zic, încurajarea din partea lui Dumnezeu. Ilie zice, a rămas singur. Și mai sunt încă 7.000. Nu-i știi tu, dar sunt. E adevărat că atunci când nu se va mai putea veni în locurile acestea, oamenii vor continua. Dar care oameni? Oamenii care au știut ce înseamnă biserică și când au fost în biserică. Deci când va veni timpul de persecuție, cei necredincioși, să vedeți
Dumnezeu pe cei credincioși când au fost persecuțiile și când în Evul Mediu, cei credincioși veneau și ceilalți care le era frică și ăsta plecau. Tot așa cum va veni persecuția, grâul de neghină se va despărți pentru că vor pleca. Da. Sau vor, se vor pune împotriva. Da. Personal, vă zic doar atât ultimul gând, personal, cel mai mult mă interesează care este responsabilitatea mea. Nu știu ce va fi în lume, nu știu cum se vor desfășura. Am imagine așa din Sfânta Scriptură despre ordine și despre felul cum se va desfășura. Personal mă interesează acum, câte vreme eu trăiesc. Nu știu cât mai trăiesc, dar câte vreme trăiesc, care-i responsabilitatea mea? Responsabilitatea mea vis-a-vis de cei din jurul meu, vis-a-vis de biserică. Asta este ceea ce mă interesează pe mine. Celelalte cumva le consider o pierdere de timp mai mare sau mai mică atâta vreme cât eu nu fac și nu sunt ceea ce trebuie să fiu. În momentul actual, eu trebuie să fiu ceea ce vrea Dumnezeu. Și atât. Dumnezeu mă va ghida în continuare și chiar dacă acum nu înțeleg, zice, va veni o vreme în Daniel, nu? Zice că mulți vor citi, cunoștința va crește, nu cunoștința tehnologică, cunoștința din Sfânta Scriptură va crește, oamenii vor înțelege, vor face deosebire, vor ști când să iasă, unde să plece, ce să facă. Dumnezeu să fie cu noi. Amin.